50 de zile. O provocare pentru tine. O șansă pentru ei. Bună, eu sunt Cătălina și vreau să vă spun cât de special sunteți pentru mine și pentru prietenii mei care avem epidermoliză bulasă. Dacă ar fi să descrii boala de care suferi, cum ai descrie-o? Boala care sufer eu e foarte grea. Una e grelasă, nu poți socializa cu nimeni, toată lumea se uită, nu te cunoaște și se uită într-un fel așa, că te vede mai ciudat. Nu mă simt bine, dar ce să fac? Poate drumul meu, văd treaba mea. Poți să-mi zic la cineva ceva? Cum reușești să te pansezi, de exemplu, pe spate dacă ești singură? Păi, pun oglinda pe masă și mă uit în oglindă și la care fi. Lasă-l, mă descurc. Nevoia te învață. Dar ia timp. Dacă ești să iau pe toate, că până dai pansamente, până ungi, până dizlipești, până dai jos, până speri locul. Practic, tu singură te tatezi. Sper să fiu la fel cum am fost și până acum și să nu fiu mai rău. Să nu ajung să fie și mai greu. Așa cum sunt, deocamdată sunt bine. Sunt alte persoane mult mai rău ca mine. Dumnezeu întotdeauna m-a ajutat și mi-a fost persoane aproape, dar s-a implicat și la mine. Am avut sprijin, am avut ajutor. Interesoate mă să am degete. Îți văd și eu cum e să ai palma. Să ai degete, să apuci, să strângi, să ții într-o mână. De cât timp nu mai ai degetuțele? De foarte mult timp și vreau să mă operez, nu știu, să văd. Dar aș vrea să încerc, să fie mai ușor. De asta și m-am tuns că nu mai puteam să mă descurc. Să sunt de tot. Alți copii ca mine s-au operat la eu. Adică, când o să mă operez, trebuie să fiu pregătită financiar. Adică să fie ceva costisitor. Costă drumul, intervenția, anestezia, după aceea recuperarea. La mine, e departe să mă duc să fac naveta, să mă fac pansamentul. Ce ți-a dat putere să mergi mai departe? Am obișnuit, așa-i viața mea. Și trebuie să merg înainte. Nu e speranță. Nu e lucrat. Nici un brat al meu. Cât al meu are. Mai greu acum de când am scos dantura, mă nu numai la blender, ca copiii mici. În fiecare zi vine și mi-aduce bine un zile. Și asta datorită asociației Miros de Cea. Acum e mult mai ușor. Când nu mai văd nimeni să fac. Îți pare foarte bine așa cum ieși și văd. În care vă rupe, miroase. Eu nu pot să văd. Am încercat să o pun, dar nu am unde. Nu dai nimeni. Zice că nu poate să ne-am însu. Care e cea mai mare durere care o porți în sufletul tău? Ce nu pot să mă fac bine? De când te-ai născut tu, sau de când ai început să realizezi, ai avut vreo zi fără durere? Păi, dacă nu mă doare mâna, mă doare alta. Dacă nu mă doare una, nu mă doare cealaltă. Sunt multe răni și nu poți să zici, mă doare doar în locul ăsta. Pentru că doar toate. A, păi când nu mi-a se putea rană, una care se vindecă greu durează și un an când se vindecă. Dacă se vindecă una, apare alta. Două, trei, depinde. Și te infectează și te doare. Unde e? Nu le-a conțipături. Da, păi te-a mai rănit pe corp. Pe spate, pe genunchi, pe mâini, pe cât, cum am acum. Mai sunt momente când mă doare, mă doare foarte tare și nu prea cum se doare. Cred că cea mai grea boală. Și cea mai dureroasă. Mai sunt boli. Auzi că mai sunt și alte boli.
Asta nu e cea mai idată mea. Asta contează și mai mult în viață, să fii sănătos. Poate restul vin, le faci cu parcursul. Ce a fost în sufletul tău în momentul când ai dăruit pentru plicul recunoștinței, când ai văzut că tu poți să dai pentru alții, să ajungi pe alții? Am văzut foarte bucuroasă și m-am simțit foarte bine. Pentru că pot și eu să fac un bine la cineva. Din puținul meu să ajungi pe ceilalți, ca și cum mine m-a ajutat pe soare. Cătălina, ai mult de dorit în suflet. Ce înseamnă ceea ce facem noi pentru voi? Ne ajută foarte mult, ne sprijină foarte mult. Poate de voi ne e mai ușor. Vă mulțumesc din suflet pentru ajutorul care ne vă oferiți.